Hei, salut! Astăzi este miercuri. Tocmai ce am terminat de filmat câteva clipuri, așa că m-am gândit să încep de astăzi un vlog. Nu știu exact pe câte zile se va întinde acest vlog. După cum spuneam, nu știu exact pe câte zile se va întinde acest vlog, dar o să vedem. Bun. În timp ce eu filmam vlogurile, clipurile, m-am pus eu așa drăguțica de mine și am pus de o cocă pentru pizza. Așa că mă așteaptă toate chestiunile lumii prin zonă ca să mă apuc de pizza și ne auzim după ce termin, dacă nu o să fie foarte târziu, pentru că deja este ora aceasta. Minunată. Aproape 12 noaptea. Bun, hai să trecem la treabă. Ne auzim puțin mai târziu. Bun, și hai să ne apucăm de treabă. Mi-am pregătit aici o tavă, mai am încă una acolo. Aici am coca pentru pizza. Am și făcălețul, un sos pentru pizza de la Univer, făină pentru a pune pe blat, iar aici am compoziția, l-am amestecat pe toate. Am aici piept de pui, am salam, șuncă, cârnați, cașcaval, ciuperci, porumb, de toate, chiar și câteva bucăți de telemia. Iar ceea ce voi face va fi să pun puțină făină aici pentru a nu mi se prinde aluatul de blat, iar mai departe vă las să urmăriți totul îndeaproape.
Toți ziceați că vă este dor de Santos. Ei bine, Santos este tot cu noi, n-a plecat de la noi, dar că acum este foarte mare. Și prăpădit, să-i zicem așa. Eu mai am încă de copt o pizza și pe urmă am și terminat. Este 12:45 de minute și Santos încă nu doarme. Stă cu mine în bucătărie ca de fiecare dată. Așa-i? Tancule. Tancule. Luna viitoare face 2 anișori, Santos. Așa? Faci 2 ani? Luna viitoare. Faci? Și mi-a făcut și o ciocolată caldă albă între timp ce stau cu el. O să mai apară oricum zilele astea prin clipuri. Nu. Nu-i voie. Nu-i voie. O să mai apară prin clipurile noastre și să mai facem chestii împreună. E foarte cu minte. Deja de ceva timp. Da. Să nu uit. De când nu l-ați mai văzut pe Santos, să știți că Santos este și tătic. Și-a găsit o femeie aici prin apropiere de noi și a făcut puiuț cu ea. Iar de atunci, el a devenit puțin mai agresiv cu alte persoane pe care el nu le cunoaște. De exemplu, dacă vine un străin la noi sau, nu știu, vorbim cu un străin și se apropie foarte tare de noi, nu e nimica. El vine și ne sare în apărare. El consideră că este o problemă, lui este frică, este foarte grijuliu cu noi. Așa-i Santos. Hai și să vă arăt ceva. Acum de sărbători i-am mai dat și lui câte un șnițel, câte o brânzică. Și hai să vedeți cum reacționează când îl întreb de șnițel. Santos? Santos? Păpăm? Papă Santos șnițel? Santos, vrei șnițel? Vrei? Papa? 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 Da. E foarte fumist. Deci, non-stop ar mânca. Dar îi iubește tare mult, după cum puteți observa. Și da, pentru persoanele care ziceau în clipurile în care l-am mai spus pe Santos, că pentru un ciobănesc de Asia Centrală este foarte mic un apartament. Ei bine, după cum vedeți, chiar se dezvoltă chiar și într-un apartament. Și eu zic că s-a dezvoltat foarte bine. Pentru că el oricum iese afară și are contact cu natura. Așa că păstrați-vă comentariile răutăcioase pentru voi. Pentru că eu n-am nevoie de ele. Și știu că vrei și tu. Vrei? Ia. Yeah. Da, îi trebuie din tot ce facem noi și din tot ce mâncăm. E foarte curios de toate. Așa? Pizza mea. Cine-i pizza de mami? Santos? Nu mai este gata. Fă bun? Fă bun? Ți-a plăcut la festa? O zis da. Bun. Nu mă mai lujesc. Probabil ne auzim puțin mai încolo când mă pun la somn. Până atunci stau puțin pe telefon până mi se coace cealaltă pizza și pe urmă ne băgăm în pătuc. După cum bine observați, m-am și schimbat în pijamale să fiu mai lejeră, mai comodă. Și ne auzim, probabil. Tocmai acum am terminat cu mâncarea. Este ora 1:25.
Iar eu mă pun la somn. Ne vedem dimineață. Hai să vedem ce am cumpărat din Lidl cu doar 50 de lei și 91 de bani, ceva de genul. Primul produs este aceasta. Sunt niște vrapuri, 6 la număr și au fost, hai să ne uităm pe bon. €4,29. Un pachet de șervețele umede. Iar acestea au fost €2,65. O mozzarella. Iar aceasta a fost €3,49. Niște bucăți din astea de cașcaval. Iar acestea au fost 4 lei, 3,99 lei. Am cumpărat două astfel de urțele de la Zuzu sub formă de mus. Iar astea au fost 3,98 lei ambele. O caserolă de ciuperci champignon, iar astea au fost 5,96 lei, o smântână 9,49 lei, un lapte, vreau să fac budinca azi, iar asta a fost 3,19 lei. O pungă de cufuleț în acest produs de cașcaval. Ăștia au fost 1,89 lei. Am mai luat o ciocolată albă. Iar asta a fost... Tăm. 2,89 lei. Una cu caramel sărat și cereale, crisp, ceva de genul. Asta a fost 2,40 lei. Încă una cu migdale. Și asta a fost 3,50 lei. Și mai avem încă una cu alune întregi. Iar asta a fost 2,89 lei. Cam atât pentru 50. Astăzi este deja vineri. Ieri, joi, n-am filmat absolut deloc pentru că nu m-am simțit bine și am dormit aproape toată ziua. Am fost doar la câteva cumpărături, după cum bine ați văzut, în Lidl. Și cam atât am făcut. Iar acum mă vedeți cu căciula asta în cap pentru că merg cu Santos și urmează să mă îmbrac ca să pot să ies cu el afară, iar pe urmă o să fac o întreținere la unghiuțe la cineva. Bun, nu mai stau la povești pentru că Santos deja nu mai poate și abia așteaptă să meargă afară și pe urmă probabil ne auzim mai târziu sau dacă nu, mâine. Și acum suntem pregătiți să mergem afară cu Santos. Merem afară. Hai. Hai că merem. Haide. Cum aștept să după mie. Bun, să-mi iau și telefonul și plecăm afară. Santos? Merem afară. Santos? Bun. Merg cu Santos și pe urmă revin pentru că am de lucru foarte mult. Salut!
Astăzi este sâmbătă și mă pregătesc să-mi fac ceva de mâncare. M-am cam săturat de prostiile din ultima vreme, așa că o să mănânc ceva mai sănătos. Adică asta. Mi-am tăiat câteva bucăți de dovlecel și evident că o să-l pun pe grill. Cu puțin ulei. Mai tau ciupercile și sunt gata. Știu că nu prea am stat cu voi de vorbă zilele astea, dar am fost foarte ocupată. Ieri am făcut unghii, azi după ce mănânc și îmi strâng puțin pe aici, din nou o să fac unghii. Așa că cam asta am făcut. Am mai fost și prin povești la o prietenă și cam atât, nimic altceva. Mi-am mai pregătit din cursurile pentru master, pentru că urmează sesiunea de examene, așa că, da, cu asta mi-o mor timpul. Și mai am încă, astăzi e sâmbătă, mai am astăzi și mâine de vacanță și deja de luni încep la muncă la școală cu mine. Bun, între timp ce mi se face dovlecelul, stau puțin și îmi beau o cafea, pe urmă o să mai adaug ciupercile, o să le las puțin acolo la nu copt, la aburi, pe grătar, nu știu, ceva de genul. Și pe urmă mă pregătesc cu arsenalul de unghii. Și am deschis camera pentru că vreau să vă arăt ce frumos ninge afară. Sper că poate focaliza camera și se vede. Nu știu dacă se văd în tocmai fulgi, dar credeți-mă pe cuvânt, ninge foarte tare. Doar că cred eu că se va topi, pentru că nu este chiar foarte frig, așa că asta e. Dar sincer nici nu-mi pare rău. Pentru că o să încep să merg la serviciu și nu vreau să fie zăpadă. Urăsc zăpada pe drum. Îmi place, dar nu pe șosea când am de mers.